Dragii mei, în seara asta mă gândesc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu care este o sinteză a celui mai mare eveniment care a schimbat radical fața lumii și a Universului. Dar este și un text pe care îl cunoaștem foarte bine pentru că el conține și versetul de aur al Bibliei. Am să citesc textul acesta și dacă Dumnezeu ne ajută să învățăm câte ceva din felul în care a fost înălțat pe cruce Domnul. Dar mai ales să încercăm să răspundem și la o întrebare fundamentală. De ce dacă Domnul a murit pentru toți, nu-ți mântuiți toți? Este așa valoroasă întâlnirea din casa lui Dumnezeu. Când evreii n-au mai prețuit casa lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a trimis într-o robie. Acolo, în țara robiei, au experimentat ce înseamnă să n-ai oportunitatea închinării în casa lui Dumnezeu. Și psalmul 137 spune, pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam, că mi-aduceam aminte de Sion. Sionul era expresia casei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, era muntele casei lui Dumnezeu. Sionul era identitatea lui Israel. Și acum, departe de templu și departe de țara Domnului, au început să plângă. În cântarea asta deja le-au spus, dacă ne mai duci odată înapoi, nu vom mai uita niciodată Ierusalimul, să-și uite dreapta ei destoinicia, să mi se lipească limba de cerul gurii, zice psalmistul, de nu voi face din tine, Ierusalime, culmea bucuriei și a fericirii mele. Prețuiți casa Domnului. Slujba e pentru cei ce au reușit să ajungă. Ne rugăm pentru cei care au motive obiective să fie binecuvântați de Domnul. Pentru cei care n-au reușit să ajungă, Dumnezeu să-și reverse îndurările peste ei. Să pentru cei care suntem, citim cuvântul acesta și vă invit să ne ridicăm, să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan. Și uitați-vă ce zice capitolul 3, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fratele Simi spunea, ziua e foarte importantă. E foarte importantă prin prisma evenimentelor care s-au adunat în ea în urmă cu 2000 de ani. Joia Mare a însemnat o afirmație de scop a jertfei Domnului și anume faptul că se va face un transfer de legăminte. Că Ieremia în 31:31 a anunțat că Dumnezeu va face cândva un legământ nou cu țara lui Israel și poporul lui Israel. Legământul acesta nou, în esența lui, se va muta dintr-un spațiu arhitectural, dintr-o casă în inimile oamenilor. Când evanghelistul Matei redă seara de joi, redă cuvintele Domnului, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, spiertarea păcatelor. Și se parafiază în Vinerea Mare legământul acesta cu sânge.
Și apoi, în dimineața învierii, va fi validat. Da, e adevărat, el era. Pentru că moartea nu l-a putut ține. Evenimentul acesta însă a separat oamenii. I-a împărțit în fel și fel. De pildă, sunt oameni în Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, cum este numită în popor și mai ales în bisericile istorice. Vinerea Seacă este o vinere neagră în felul acesta uman de a privi lucrurile. Am constatat că sunt oameni care n-au știut ce să ia de la cruce. De pildă, ni se spune despre soldați că s-au dus acasă unul cu sandale, altul cu un brâu, altul cu cămașa, n-au știut care-i trofeul. Există potențialul acesta risc să mergem de la casa lui Dumnezeu cu lucruri secundare, care țin de formatul închinării, programul care am reușit să-l alcătuim în seara aceasta, sau tot felul de stări care le-am putea petrece în casa lui Dumnezeu, sau te-ai putea duce acasă cu ceva extrem, extrem de valoros. Sunt oameni în Biblie care i-au spus Domnului chiar așa, de pildă Luca capitolul 8, zice despre Iair, care era un fruntaș al sinagogii. Hai până la noi acasă. Hai să ne vezi acasă. Hai că la noi acasă e moartea, zice. E frumos aici, e fastul mare, dar hai să ne vezi acasă. Și Hristos se duce acasă. Care de aici nu l-ați vrea acasă? Să rostească celebrele cuvinte Talita Cumi, fetițo, scoală-te, îți spun. Care n-am vrea să scoată moartea și să aducă învierea și viața? Esența acestei lucrări a separat oamenii. Unii au batjocorit, unii s-au uitat ca la un spectacol, alții pur și simplu au simpatizat cu Domnul, de pildă femeile au început să-L plângă pe Domnul, că le era milă de El. Și Domnul zice, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Că dacă se face așa copacului verde, ce se va face celui uscat? Așadar, în seara asta ne rugăm cu toată ființa noastră, Doamne, îmbogățește-ne și ajută-ne să avem câștig duhovnicesc în seara aceasta, ca să avem sărbătoare de sărbători. Discutam cu fratele Simi acasă că există riscul acesta a unei celebrări extraordinare, dar fără proșternare. Adică fără ca cineva să se pocăiască. Seara asta ne uităm la cuvântul acesta, unul dintre cele mai cunoscute texte din Biblie și din Evanghelie, să învățăm câteva lucruri esențiale despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre lucrarea Lui ispășitoare. Este foarte interesant că Ioan, spre deosebire de alți evangheliști, ne oferă un text comparativ. Construcția este aceasta, după cum... tot așa. După cum, tot așa. În orice cutie teologică ne-am turnat în seara asta, că e vorba de predestinare sau liber arbitru, Ioan zice, ca să nu ne încurcăm și seara asta nu vom face afirmații tranșante în sensul acesta, nu vrem să lezăm doctrina nimănui, ci vom urma ce zice evanghelistul Ioan. Cum a fost înălțat Fiul omului? Care este, cum operează jertfa lui Hristos, cum ne afectează ea? Că noi suntem un produs al lucrării ispășitoare a Domnului Hristos, cum zice Isaia 53, că tot s-a amintit, va vedea o sămânță de urmaș și asta se va constitui în înviorarea Domnului. Cum ne afectează jertfa lui Hristos? Că noi nu celebrăm un eveniment vechi de 2000 de ani, ci acum 2000 de ani, dar mereu proaspăt și mereu activ și cu impact în viața noastră. Adunarea bisericii nu e un scop în sine. Noi nu ne adunăm ca să nu fim împrăștiați. Noi ne adunăm ca să-L putem cunoaște pe Domnul și apoi să ieșim făcându-L de cunoscut celorlalți. Ioan zice, cum a fost înălțat Fiul omului? Păi a fost înălțat așa după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu. Și cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Când pun întrebarea aceasta, nu mă refer la aspectul formal, adică sub ce formă a bătut Moise șarpele de argint, în ce fel l-a ridicat pe o prăjină, nu la cum formal, ci la care a fost motivația. Care a fost motivația și mai ales cum lucrarea aceea i-a afectat pe oameni în pustiul sinaic? După cum, tot așa.
Ca să înțelegem cum ne afectează jertfa lui Hristos, Ioan ne oferă un text comparativ și eu aș vrea să vă citesc textul acesta, că îl găsim în Numeri 21 cu 4. Iată ce spune cartea Numeri 21 cu 4, ca să înțelegem cum a fost înălțat Fiul omului, care e sărbătoarea noastră și mai ales cum ne afectează lucrarea aceasta. Și textul zice așa: au plecat de la muntele Hor. Suntem în timpul acesta al călătoriei spre Canaan, au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustiu? Că nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor, Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Ce zice Ioan? Ioan ia episodul acesta din istoria lui Israel, îl așează în prefața textului nostru și spune: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, pentru motivul care l-a înălțat Moise șarpele în pustie, după cum i-a afectat lucrarea aceea, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Cum? Am să vă spun trei lucruri în seara aceasta, fără să am pretenția că lista e exhaustivă. Cred că sunt multe alte adevăruri care s-ar putea spune, dar ne rezumăm în seara aceasta la trei adevăruri fundamentale. În primul rând, după cum tot așa, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Pentru cea mai mare dramă a poporului la momentul acela, Moise n-a înălțat șarpele în pustiu ca să facă un exercițiu spectaculos în pustiu, Moise n-a înălțat șarpele în pustiu ca să genereze o serbare, Moise n-a vizat plăcerea poporului, Moise a înălțat șarpele lui Dumnezeu sau șarpele de aramă în pustiu la inițiativa lui Dumnezeu pentru cea mai mare dramă a poporului. Iar drama asta viza viața și moartea. Cea mai mare drama a noastră, dragii mei, nu era COVID. Cea mai mare drama a noastră nu-i că vine o criză economică globală care ne va afecta dramatic. Cea mai mare dramă nu-i că pierd unii dintre noi sau că ne pierdem locurile de muncă. Cea mai mare dramă a ființei umane este înstrăinarea lui de Dumnezeu, faptul că a trebuit să părăsească zona de influență a lui Dumnezeu. Păcatul a produs efecte mortale. Atât de adâncă a fost prăbușirea, încât a fost nevoie să vină Fiul lui Dumnezeu la noi, n-a mai găsit drumul spre casă. Atât de tare s-a instaurat împărăția Întunericului, că n-a mai găsit drumul spre casă. Am avut noi zvâgniri și avem în noi pus gândul acesta al veșniciei care ne împinge spre divinitate, însă n-am găsit drumul spre casă. Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? L-a înălțat pentru drama poporului la ora aceea. Fiul omului n-a venit ca să benchetuim noi trei zile de Paști, dragii mei. El n-a venit ca să genereze un spectacol în adunări. El n-a venit ca să împartă forme religioase. El a venit să rezolve cea mai mare dramă a ființei tale și a ființei mele. Și drama asta e drama păcatului, pentru că efectele păcatului sunt devastatoare și sunt eterne. Și de aceea când mă uit în Scriptură și îmi dau seama că toți au păcătuit, 3:23 din Romani, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că fiind descendenții lui Adam, târâm după noi natura păcătoasă a lui Adam. El a venit să rezolve drama ființei noastre. Când citesc în Galateni 4:4, când citesc cuvântul lui Dumnezeu spus de Apostolul Pavel, la împlinirea vremii, dragii mei, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ce să facă? Să rezolve drama ființei noastre, să răscumpere pe cei ce erau sub lege, adică sub asediul legii care spunea legea te condamnă la moarte.
a venit să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. De aceea a venit El, ca să căpătăm înfierea pentru ce? Ca să nu mai fii rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, Dumnezeu îți trimite în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Înfierea, în dicționarul explicativ al limbii române, zice că înseamnă dreptul, capacitatea unei persoane de a oferi unei terțe părți calitatea de a-i purta numele, fără să-i poată oferi esența. Adică, dacă eu înfiez un copil și îl țin 20 de ani, și după 20 de ani fac un test de paternitate, se dovedește că nu-i copilul meu, că nu i-am putut oferi esența. Ce interesant în Biblie este că atunci când ne înfiază Dumnezeu, știți ce pune în noi? Esență divină. El pune în noi Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Nu strigăm Tată formal, nu e un ritual steril în seara aceasta. Noi tocmai comemorăm moartea Lui. Și cum operează moartea Lui? Mai întâi că El a fost înălțat pe cruce ca să rezolve drama ființei umane, la împlinirea vremii, a cărei vrem? A unei promisiuni edenice din 3:15 din cartea Genesa, care spune că sămânța femeii undeva în istorie va zdrobi capul șarpelui. Și când s-a împlinit vremea, s-a întâmplat minunea asta. Pe noi nu ne durea, dragii mei, că n-avem bani. Pe noi ne durea că am fost scoși afară din zona de influența lui Dumnezeu și că nu ne-am mai putut întoarce. Și-a venit cerul la noi. Și când cerul a venit la noi, fratele citea din Isaia 53, noi, când ne-am uitat cum arată Fiul lui Dumnezeu, noi am crezut clar, e pedepsit, lovit de Dumnezeu pe merit, dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu să rezolve drama poporului ce ținea de viață și de moarte, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, dragii mei. El n-a venit pentru niciun alt motiv. El n-a venit să ne rezolve nici măcar problemele noastre de sănătate, deși îl slăvim pe Dumnezeu care toată puterea în cer și pe pământ. Că dacă zice un cuvânt în dreptul unui bolnav, se poate vindeca instant. Dar au fost mulți slăbănoci în Betesda. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. În casa îndurării locuiau o mulțime de bolnavi. Noi ne așteptam să zică în casa harului o mulțime de doctori, dar au zis că sunt o mulțime de bolnavi. Că asta e casa harului, dragii mei. În casa harului se adună bolnavi care au nevoie de vindecare. Și când Domnul a venit, s-a dus numai la unul. Și la ăsta, unul i-a spus, vrei să te faci sănătos? Nu l-a întrebat dacă poți, ci dacă vrei. Și ăsta zice, bolnavul ăsta zice, nu numai că-s bolnav de 38 de ani, îs în casa harului și n-am pe nimeni. Nu vă doresc niciuna să experimentați drama asta a însingurării în mijlocul mulțimii. Să stai în casa harului în adunarea Betel din Sighet și să n-ai pe nimeni. Să nu se roage nimeni, să nu mijlocească nimeni, să nu te poarte nimeni pe targă. E greu să fii al nimănui, e foarte complicat. Domnul zice, dar tu nu numai că n-ai pe nimeni, nu numai că ești bolnav, ești îngropat în formele tale religioase. Zice, aici sunt niște tipare, nu se face sănătos cine vrea, aici e o formă. Domnul zice, eu trimit îngerul să intre în scăldătoare. Domnul zice, tu crezi că cel ce trimite îngerul să tulbure apa te poate vindeca chiar într-o zi de sabat? Vrei să te faci? Asta e în Ioan 5. În Luca 5 este un lepros. Leprosul acesta se apropie el de Domnul și îi spune el Domnului, dacă vrei, tu poți. Și Domnul zice, eu vreau. Ma noi suntem între aceste, gravităm cumva între aceste două puncte. El vrea și poate. Tu vrei? Asta e marea dilemă. El a venit să rezolve drama ființei tale. S-ar putea seara asta să fi venit tare împovărat, tare apăsat, conștiința ți-a apăsată, inima țipătată, cugetul țipătat. Și Domnul ne aduce aminte seara asta cum a înălțat Moise șarpele în pustiu pentru toți mușcații. Tot așa Fiul omului. Și asta e liniștitor pentru mine că vin robit de patini și robit de tot felul de lucruri și pot pleca acasă eliberat. Că ceea ce a generat, dragii mei, ispășirea noastră, îi dragostea lui Dumnezeu. El a inițiat procesul ispășirii, dar pentru că Dumnezeu nu-i numai dragoste, îi și drept, a trebuit să ne mântuiască legal. Adică nimeni să nu-L poată ataca pe Dumnezeu, Dumnezeu trebuia să ne mântuie legal, dacă plata păcatului e moartea, atunci să fie moarte.
El nu se poate contesta pe sine, nu se poate contrazice pe sine. Ne-a mântuit pentru că ne-a iubit și ne-a mântuit prin moartea Fiului Său pentru că e drept, nu se putea altfel. Pentru că Dumnezeu nu se calcă pe sine în picioare, dragii mei. Deci un prim aspect extrem, extrem de important este acesta, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, textul acesta comparativ, episodul acesta, ne ajută să înțelegem cum mântuie jertfa lui Hristos. Mai întâi să înțelegem că a venit pentru aspectul acesta fundamental. De aceea, când ne mântuie, Domnul nu ne scutește de valuri, numai trece cu noi prin valuri. Și de aceea ne-a și spus că mântuirea asta, călătoria spre cer, este un drum prin Valea Umbrei Morții, un drum plin de frământări, de spasme, furcile caudine ale bolilor și încercărilor vin peste noi. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa Fiul Omului. Ce a generat asta? Fiindcă atât de mult ne-a iubit de aceea. Dragostea Lui a inițiat procesul acesta al ispășirii noastre, dar Dumnezeu îi trebuie numai dragoste. Și în dreptatea Lui nu ne-a putut mântui altfel, numai legal, ca nimeni să nu-i poată spune lui Dumnezeu că a făcut o nedreptate mântuind oameni altfel decât prin dreptatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Tot așa Fiul Omului, ca singura soluție a lui Dumnezeu. Moise n-a ridicat doi șerpi, n-a ridicat câte un șarpe pentru fiecare seminție. Erau 12 triburi ale lui Israel, toate cu drepturi egale, toate călătoreau înspre aceeași țară, toți au fost izbăviți prin sângele mielului pascal din Egipt, toți au beneficiat de promisiunile Domnului, dar ce e foarte interesant este că este o singură soluție. Moise n-a ridicat câte un șarpe pentru fiecare, ci a ridicat un singur șarpe. În baza acestui principiu, Fapte 4 cu 12, zice Petru în fața Sanhedrinului, în nimeni altul nu este mântuire, că nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care oamenii pot și trebuie să fie mântuiți, numai numele ăsta, Iisus Hristos. Credința noastră de altfel, Ioan capitolul 20, versetul 30 și 31 zice așa, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea asta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți ce? N-a zis pentru ca voi să credeți, ci ne-a spus care e conținutul credinței noastre. Să credeți că Iisus, cine e Iisus? Păi Iisus e fiul Mariei și al lui Iosif. Cine e El? El e Hristosul. El e unsul, El este trimisul. Și dacă El e unsul, înseamnă că nu mai este nimeni. Hristos îi funcție, iar Iisus îi nume. Hristos e sinonimul lui Mesia din ebraică. Hristos e un cuvânt grecesc care definește Mesia, trimisul. Trimisul să facă ce? La împlinirea vremii, Galateni 4 cu 4, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere pe cei ce erau sub blestemul legii. De ce să ne răscumperi, Doamne? Ca să căpătăm înfierea. De ce să căpătăm înfierea? Pentru ca să fim fii. Și dacă suntem fii, ce? Dacă suntem fii, atunci suntem și moștenitori împreună cu Dumnezeu și Sfinții. Amin. Dar când mă uit cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, constat că a ridicat un singur șarpe. Pentru că e o singură soluție, nu sunt mai multe. Noia a făcut o singură corabie. După cum Moise a ridicat o singură soluție pentru tot poporul, tot așa va fi înălțat și Fiul Omului. Cum? Ca singura soluție, dragii mei. Și câte soluții nu caută oamenii. Și cum se încurcă oamenii și câtă abatere de la adevăr, ca să nu ne încălcim, dragii mei. Ioan zice, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, pentru cea mai mare dramă a ființei umane. De aceea, dragii mei, a fi mântuit înseamnă a-ți fi iertate păcatele, a fi înfiat de Domnul și a fi moștenitor împreună cu sfinții, în ciuda bolilor și a valurilor și în ciuda faptului că n-ai nimic pe masă și în ciuda faptului că n-ai nimic în dulap, deși mă îndoiesc că există asemenea persoane aici. Dar chiar dacă n-ai avea nimic, cum zice Habacuc, dacă ne puteți proiecta 3 cu 17, cum zice Habacuc, chiar dacă nu vor fi boi în grajduri, să zicem, zice el, că starea națiunii, că el primise la locul de strajă o descoperire din partea lui Dumnezeu, că Israelul va fi invadat și că absolut totul va fi decimat. Și ce zice Habacuc? Când am auzit lucrul acesta, ce m-am cutremurat, zice el. Puneți-ne versetul 17, m-am cutremurat, ce-o auzit?
Ce au auzit Habacuc? Au auzit că un popor păgân vine să nimicească poporul lui Dumnezeu. Asta i-a spus Dumnezeu la locul de strajă. Și că Ierusalimul va fi dărâmat și că Ierusalimul va fi ras de pe fața pământului. Și el zice așa, că chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu, zice el și am vrea să spune și noi, eu tot mă voi bucura în Domnul. El rămâne Mesia, unsul, trimisul. Mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Pentru că bucuria mântuirii, dragii mei, nu ține de ce am pe masă, ține de ce am în inimă. Bucuria mântuirii nu poate fi furată luându-mi bunurile. De aceea, dragii mei, n-au reușit să închidă bisericile. Clădirile le poți închide, dar nu poți închide biserica. Că biserica e a lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și El este capul ei și El o poartă biruitoare, în ciuda aversiunilor vremurilor. De aceea când mă uit în pasajul acesta, constat că Iisus este singura soluție a lui Dumnezeu, că nu-s mai multe. Aduc aminte că la nunta din Cana au intrat într-o criză, că așa e, un eveniment poate naște o criză. Și unde s-au dus oamenii? N-au nimerit la Fiul lui Dumnezeu, s-au dus la Mama Domnului Iisus. Și ce zice Mama Domnului? Mama Domnului lasă un cuvânt pentru posteritate, care a ajuns până la Sighet, până la Nepos, în Bistrița și așa mai departe. E imperios necesar să faceți tot ce vă va spune. Dacă El spune un cuvânt, fă-l, împlinește-l tot. Mă rog în seara asta să înțelegi, să nu cauți soluții la oameni. Deci, frații Groza cântau o cântare în anii 90, nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, că numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, câmpiile vor fi pustii. Nu o să-mi condiționez umblarea cu Domnul de ceea ce am. El rămâne Domn și când eu am și când n-am, dragii mei. Sau cum zice Psalmul 90, zice, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Că ne-ai dat, îți mulțumim. Da, dacă ne-ai luat tot. Da, dacă ne-ai luat tot, Tu ești Mesia. Ioan 1:29 este Ioan Botezătorul, este cu 2-3 dintre ucenicii lui și au o discuție despre Iisus, fiul lui Iosif, și în momentul acela Ioan are descoperirea aceasta dumnezeiască și spune, zice, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis. Observați că e articol hotărât, n-a zis, iată un miel al lui Dumnezeu, a zis, iată mielul, singurul, e numai unul, mielul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu-i mântuire. Biserica, dragii mei, știți ce zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2? Zice, fraților, nu mă interesează, nu vreau să știu altceva între voi. O biserică sănătoasă se adună de dragul Domnului, nu că vine fratele Simi sau că vine fratele Marcel sau ce știu cine ar veni din lumea asta. O biserică sănătoasă e adunată de dragul Lui. Cum zice Costache Ioanid, zice într-o poezie, zice, de dragul tău, mi-s dragi toți, frate, și sărut obrajii tăi pe ai lor. Cineva spunea și pe drept cuvânt așa și-i, sunt oameni dificili la care n-ai niciun motiv ca să iubești, nu găsești motive să iubești. Zice, ăștia trebuie iubiți ca să găsești motive. Și așa au făcut Domnul, n-au avut niciun motiv să mă iubească, dar nici pe dumneavoastră. Ne-au iubit și apoi au apărut motivele. Că a făcut din noi, zice Apocalipsa 1:4, o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. El este unicul, nu-s mai mult, și pentru ceea ce este El. El este mielul lui Dumnezeu. El este singurul care ridică păcatul lumii. Și în baza acestui principiu, dragii mei, în nimeni altul nu este mântuire. Nu mă îndoiesc de asta. Au nimerit la Mama Domnului și mi-aduc aminte că în vremea schimbării la față, când Domnul era cu Petru, Iacov și Ioan pe munte, la poalele muntelui a venit un tată cu durerea de tată, pentru că fiul era stăpânit de un duh și ar fi avut nevoie de intervenție divină. Și acum Petru, Iacov și Ioan, zice, rămânem pe munte. Domnul zice, pe munte e slavă, dar dacă nu coborâm slava de pe munte între oameni, cui folosește, dragii mei? La ce bun să ne simțim extraordinar de împliniți în biserică dacă împlinirea nu ajunge la vecinii tăi, la colegii tăi de muncă, de clasă, de școală și așa mai departe. Zice, trebuie să coborâm cu slava de pe munte între oameni. Și când o coborât între oameni, erau ucenicii cu tata ăsta și copilul lui. Și tata zice, l-am adus la ucenicii tăi, dar n-a putut.
Mă rog, Domnul vindecă și apoi are loc o discuție între ucenici și Domnul. Și iată întrebarea care i-au pus-o ucenicii. Doamne, noi de ce n-am putut? Dumneavoastră ce părere aveți? De ce e neputință între noi? Oare de ce nu ne putem noi ierta? Oare de ce nu putem noi răbda? Oare de ce nu știm să tăcem? Cum zice Traian Dorza, știi să taci, e o virtute înscrisă în rândul altor zeci. Că n-ai tăcut, vei plânge odată să încheie, dar n-ai să plângi că ai prea tăcut. Oare de ce? Oare de ce nu poți tu ierta pe fratele tău? De ce aștepți tu momentul cinei Domnului ca să faci mici reparații așa care să te țină până pentru luna viitoare? Oare de ce? De ce ai neputință? Oare de ce? Domnul zice, pentru că sunt soi de demoni care s-au specializat. Ei nu pleacă că-i rugați. Trebuie luptă. Trebuie post. Trebuie rugăciune. Și astea-s perle în ziua de azi. El este singurul. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa. De aceea, dragii mei, simte-te împlinit că l-ai pe Domnul. Nu știu dacă o să ai ce au alții. Te rog să nu fii invidios. Cât ori ținea vremurile, noi suntem diferiți. Unii cheltuie într-un concediu cât salariul tău pe un an, dar noi suntem diferiți. Unii o să aibă toată viața mai mult și alții mai puțin. Te rog să accepți asta. Nu te mai enerva, nu te stresa, nu fii invidios, numai roagă-te să aibă ăla mai mult că îi trăi și tu pe lângă el. Nu-l invidia, roagă-te să aibă mai mult că îi trăi și tu pe lângă el. Cineva îmi spune, zice, vai că ăștia numai afaceri știu. Aia am zis că nu-mi doresc viața lui să nu dormă noaptea să-ți dăie ție salar. Eu mă rog să-i dea Dumnezeu mult, să poate să mă ajute și pe mine, nu mă rog să piară. Învață să trăiești liniștit din pricina faptului că El este singurul. Iar când cel ce-i singurul este Domnul tău și Dumnezeul tău, capul bisericii, atunci discutam acasă când te uiți în cartea Apocalipsa ce înseamnă să-L ai pe El, atunci ești liniștit în plină eră COVID. Nu că nu o să te îmbolnăvești, că orice ar fi, Dumnezeu îți poartă de grijă. Că orice s-ar întâmpla, o promis că nu te lasă. Când te uiți în Apocalipsa, capitolul 3, ai bisericile în învălmășala istoriei. Din capitolul 5 să rupe ceți, sună trâmbițe și să toarnă potire și efectele lor să văd pe pământ. Dar în capitolul 4, Ioan are privilegiul să fie urcat în sala tronului. Ce m-am urcat în cer și spre uimirea mea, cel ce stătea pe tron nu era balaurul. Nu era Parlamentul European, nu era Comisia Europene, nu era NATO. Pe tron stătea mielul. Era liniște în cer. Numai pământul era panicat, cerul rămânea liniștit. Cerul întreg striga, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slava, cinstea, nemurirea. De ce, dragii mei? Pentru că a fost mort și a înviat și a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod. Și când privești de la sala tronului, istoria parcă se vede altfel. Când e el pe tron, iar cel de pe tron e Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci zice psalmistul, eu mă culc și adorm în pace. De ce? Că El, cine e El? El, maestatea sa, regele Universului. El care a plătit prețul pentru mine, singurul miel al lui Dumnezeu. El este toată investiția cerului. În Matei 22 este pilda nunții fiului de împărat și acolo zice, e prima invitație, zice, stăpânul vă cheamă la nuntă. Și oamenii nu au vrut să vină. Și apoi în invitație s-a mai adăugat un mesaj. Veniți, iată că toate sunt gata. Haideți că veniți pe șpesele lui. Dar ei fără să le pese, totdeauna m-a speriat nepăsarea. Este o constantă a societății noastre, indiferența. Cerul a cheltuit tot pentru tine. Bagă de seamă. Și El este investiția cerului. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa, pentru că atât de mult ne-a iubit. A inițiat procesul acesta, dar ne mântuie legal. Și un al treilea lucru foarte important, deci rețineți, vă rog, cum ne afectează. Mai întâi că afectează sau transformă, rezolvă cea mai mare dramă.
El n-a venit să-ți rezolve problemele de servicii, deși să fim serioși că de foarte multe ori s-a implicat direct. Dar cu precădere El a venit să poarte nelegiuirile noastre asupra Lui. Încărcat cu povara lumii, dragii mei, s-a dus la cruce și a pironit agenda cu păcatele noastre. A pironit-o pe cruce și a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. Și apoi ne-a spus, băgați de seamă că eu sunt singurul. Nu-s mai mulți, nu-s mai multe oferte. Dragii mei, oferta lui Dumnezeu nu-i biserica penticostală, nici aia baptistă. Oferta lui Dumnezeu este har prin Hristos Iisus, prin credință și pocăință. După ce ești mântuit, alipește-te de o comunitate a harului, oricum s-am numia, și asigură-te că te duci în urmele pașilor lui. Dar fiți foarte atenți acum. Eu vă întreb, dacă Hristos a murit pentru toți, toți să vindecă, ce ne spune înălțarea șarpelui în pustiu? Toți s-au vindecat, au înălțat șarpele și au început minunea vindecării? Nu, zice. Cum dacă au înălțat șarpele pentru toți, de ce nu s-au vindecat toți? Pentru că știți cum ne impactează? Respectând liderul arbitru, adică, deși a murit pentru toți, versetul de aur spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Uitați-vă ce zice textul. Sunt în Numeri 21 cu 8. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină și oricine va fi vindecat, nu, dragii mei, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Ori nimeni nu privește, dragii mei, numai dacă recunoaște că e mușcat. Nu găsesc pe aici că două vecine de cort prin pustiu au zis, hai să ne învârtim de trei ori pe lângă cortul tău, în dreapta, și de cinci pe lângă cortul meu, să ne punem frunză de varză pe mușcătură, nu, dragii mei? Numai vremea noastră am inițiat tot felul de tertipuri. Atunci era clar, un singur șarpe pentru cea mai mare dramă, oricine va fi dispus să privească recunoscând că e mușcat de șarpe, să fie vindecat. Oare dacă a murit pentru toți, de ce nu-s toți vindecați? Am să vă citesc un text din Romani, capitolul 5, foarte important. Apostolul Pavel ia dezbaterea asta din Numeri 21 și din Ioan 3 cu 16 și o traduce un pic. O așează într-o antiteză perfectă între vechiul Adam și al doilea Adam. Și uitați-vă care e dezbaterea Apostolului Pavel în Romani, în capitolul 5. Este un text foarte fain, este de departe epistola către Romani, are cea mai mare densitate teologică cu privire la mântuire. Uitați-vă, sunt în Romani capitolul 5 și versetul 15 în jos. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, zice Pavel. Adică felul în care ne afectează jertfa celui de-al doilea Adam nu-i ca și cum ne-a afectat gestul primului Adam. Și Pavel se explică. Dacă prin greșeala unuia singur, a lui Adam în Eden, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și fiți foarte atenți la versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit. Dar cum a venit greșeala? Cum a venit influența primului Adam? Când a păcătuit Adam, toți descendenții lui Adam, fără să fim întrebați, am fost contaminați cu natura adamică. Și ce am moștenit de la părinții noștri? Un fel deșert de viețuire, fără noimă, fără sens, fără conținut. Asta e deșert. Prin greșeala unuia am fost afectați în mod automat, fără să ne întrebe pe noi. Harul nu operează așa. Când a venit cel de-al doilea Adam, zice Apostolul Pavel, judecata venită de la unul a adus o osândă, fără să fim întrebați. Dar darul fără plată venit în urma multor greșeli nu a adus iertare, a adus o hotărâre de iertare. Nu, acum eu vă întreb și apoi mă apropiu de încheiere. Ca să transformați hotărârea de iertare în iertare pentru dumneavoastră, ce ar trebui să faceți? Păi să ne întoarcem la șarpele din pustiu. Hotărârea a fost clară.
ridică un șarpe de aramă. Dacă vrea să se uite, să se uite, dacă nu, să moară. Nu-i simplu să te uiți, că trebuie să recunoști în seara asta că te-ai săturat de pocăința aceea goală, de credința aceea sărbătă. Tu simți cum moartea roade noasele tale, că te-ai tot mințit de ani și ani, deși numai tu și mintea ta și Duhul Domnului știe pe unde umbli. Și cum a Domnul zice, fii atent că e o hotărâre, e un decret prezidențial de iertare, pentru ca hotărârea asta, la primul Adam nu s-a dat o hotărâre, greșeala a trecut instant asupra noastră și toți am păcătuit că avem natură păcătoasă și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când a venit Hristos Domnul, ați auzit prin Sighet versiunea asta, zice, numai voi să fii mântuiți. Voi care? Voi care? Cu referire probabil la pocăiți. Cine sunt cei care se vindecă? În seara asta, de pildă, cum arată cei care se vindecă? Facem abstracție denominațională seara asta, nu ne interesează din ce biserică suntem și clar că suntem din biserica din loc. Cine sunt cei care se vor vindeca? Și de ce, dacă Domnul a murit pentru noi toți, unii vor pleca acasă neiertați? Oare de ce? Pentru că hotărârea aceea despre care zice Pavel, decretul acela prezidențial, atât de mult o iubit Dumnezeu lumea, hotărârea asta a fost dată în baza dragostei lui Dumnezeu, că atât de mult ne-a iubit. Și-o dat-o legal prin moartea fiului său, ca nimeni să nu-l poată acuza că ne-a mântuit ilegal, dar ne respectă dreptul de a decide, dragii mei. Că așa l-a respectat și în pustiu. Adică nu o zis, no, ăia care ați murit ați fost predestinați la moarte, îmi pare rău. Oricine va privi. Dacă a murit pentru toți, de ce nu suntem toți iertați? Că e numai hotărâre, e numai decret. Când Abraham Lincoln a abolit sclavia și rasismul în America și a dat decretul acesta de eliberare a negrilor de pe plantațiile de bumbac, unii n-au știut trăi în libertate, n-au vrut să plece de pe plantații. O zis, nouă ne place robia, noi nu vrem libertate. Și spre uimirea tuturor, foarte mulți au rămas robi. Eu vă întreb, au rămas robi pentru că au fost predestinați la robie? Nu. A fost robi că au decis, în ciuda hotărârii de a fi liberi. O zis, de drept sunteți liberi, de fapt, decideți. Nu, acum voi în seara asta dumneavoastră puteți să rămâneți robii lucrurilor de care, zic, cum zice 6:16 din Roman, dacă ne puteți spune că îmi vine în minte acum, zice, nu știți că dacă vă dați rob cuiva să ascultați de el, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de neprihănire care duce la viață, nu știți asta? De ce să pleci acasă rob? Asta e sinteza jertfei lui Hristos. El a venit să rezolve drama vieții tale. De ce s-o târăși după tine de ani, practicând o pocăință ireală? Pentru ce? De ce să celebrezi sărbătorile pascale dacă nu te-au impactat așa cu o vindecare extraordinară în suflet? De ce? El a venit să rezolve drama ființei tale și asta e drama păcatului. Te rog, nu-i pune condiții, nu spune ca Iacov în drum spre Padan Aram, spre Mesopotamia la Laban, dacă vei fi cu mine să-mi dai hrană să mănânc și haine să mă îmbrac, fac din tine Dumnezeul meu. Dumnezeu îi va dovedi la întoarcere după 20 de ani. Iacov, ți-am dat tot ce ai cerut, dar astea nu sunt aducătoare de pace. Tu trebuie să rămâi dincolo de vadul Iabocului și acolo să-ți recunoști drama. Și când Dumnezeu îl întreabă, Iacov, care ți-e numele, că să revarsă zorile și nu te mai pot binecuvânta? Și el să-și gândește, zice, în urmă cu 20 de ani m-a întrebat tata, tu cine ești, Esau sau Iacov, că Isaac îmbătrânise și nu mai vedea? Și știi ce a zis Iacov atunci? Eu sunt Esau. Și a zis, 20 de ani de robie m-a costat minciuna aceea. Acum să te mai minți și seara asta că ești cum trebuie, oare are rost? Mai vrei încă 20 de ani? Zice Iacov, noaptea înghețam de frig și ziua mă prăpădeam de căldură. 20 de ani de robie aspră. Ca să te binecuvinteze Domnul, trebuie să recunoști care-i drama vieții tale. Spală-mă în sângele tău, curățește-mă, Doamne, că cei curați cu inima îl vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să nu mă încred în denominații din care vin, în forme religioase, ci ajută-mă să mă bizui pe Domnul. Niculiță Moldoveanu a compus o cântare superbă. Noi ne-am bizuit pe Domnul,
De aceea nu ne-au biruit nici vântul când vuia puternic, nici valul când izbea cumplit. Bizuiți-vă pe Domnul toți ai Lui în orice fel, căci în El au biruință toți cei ce se încred în El. Doamne, aș vrea să ne ducem cu Tine acasă, ca Iair de mult, să scoți afară formalismul religios de flori, că e ușor să fluturi ramurile formalismului religios. E foarte ușor să spui hainele la picioarele Domnului, mai greu e să spui inima la picioarele Domnului. Să-L vrei rege pentru o zi, ca a doua zi era singur sub un smochin fără rod, nu l-o vrut nimeni acasă. Doamne, Te vrem acasă, hai cu noi acasă. Om mânca cu Tine ce-om avea, ne-om ruga cum om ști și om putea. Este o cântare a lui Traian Dor sau Costache Ioanid, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun. Și știți ce spune poetul ăsta la o cântare, la un moment dat în vers? Că și Hristos mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. M-ar vrea mai bun, așa cum eu emit pretenții la frat, să fie, să dreagă, și Iisus m-ar vrea mai bun. Dar Te acceptă în seara asta și-o da viața pentru Tine. E singurul care a murit pentru Tine. Și cu toate că a murit pentru Tine, nu trece peste cugetul tău. Nu intră cu bocancii în viața ta. El a dat o hotărâre de iertare. Dacă vrei hotărârea să devină iertare pentru tine, n-ai decât în seara asta să spui ca Toma, Domnul meu, Dumnezeul meu. Nu știm dacă ne-o mai vedea. Nu locuim foarte departe. M-am mai întâlnit toată cu fratele Simi la o mormântare. Dacă în urmă cu 3 zile mă întrebați dacă sunt la Sighet, mai repede mă gândeam să fiu în cer decât la Sighet. Am făcut armata la Sighet. Dar nu m-aș fi gândit să mă întorc, n-aș fi niciodată, nici prin creasta minte nu mi-ar fi trecut că ajungați la Sighet. Numai Nicu tot o schimba zilele până am reușit să vin. Și nădăjduiesc și cred că Domnul ne-a rânduit seara asta. Dacă nu ne-o mai întâlni, mulțumim pentru promisiunea întâlnirilor veșnice. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Fiul să moară cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, să rezolve setea sufletului nostru, că într-o zi ne-o mă întoarce acasă. Și începe odihna aceea în prezența Lui ca neden de mult. Și-a zis să nu vă abateți, să nu vă amăgiți, să nu vă duceți după nimeni niciodată. Oile mele, zice Domnul, îmi cunosc glasul, nu merg deloc după un alt păstor, că El e singurul. Și în final zice, da, așa de mult Te iubesc că Te respect. Eu Te respect și îți spun numai alege viața ca să trăiești atâta tot. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze să aveți sărbătoare de sărbători, să puteți celebra cu proșternare înaintea Maiestății sale. Și dacă noaptea asta am auzit strigarea, să putem să ieșim în întâmpinare, bizuindu-ne nu pe calitățile noastre, ci pe jertfa ispășitoare a mielului lui Dumnezeu, singurul. Domnul să fie slăvit și azi și mâine și toată viața noastră. Amin. Amin.